Salutare lumea la un nou episod din Minecraft Hardcore. Eu sunt Nonin, iar în acest episod pur și simplu vreau să minăm, deoarece, nu știu, din mai multe motive. De fapt, dacă stau și mă gândesc, fără niciun motiv extraordinar de bun. Dar, pur și simplu, câteodată, nu știu de ce, îmi vine să-mi bag picioarele în tot. Și nu știu, hai să o spun puțin mai clar. Înainte să tot fac videoclipuri și altfel pe chestii de genul ăsta, pur și simplu credeam că, hei, ca să faci videoclipuri, e ușor. Dar acum nu cred că, dacă mă mai întrebi același lucru, nu știu dacă pot să spun din nou cu toată tăria că este ușor să faci videoclipuri. Cel puțin în cazul meu. Imaginați-vă să știi că dacă nu pui sau dacă nu pui ceva ce le place, pur și simplu, nu știu, trebuie să faci, înțelegeți? Trebuie să faci. Și asta e cel mai ciudat, deoarece, nu cred că mă înțelege nimeni ce vreau să zic aici, dar e greu oarecum, e greu pentru că deodată nimănui nu-i păsa de mine, iar acum nimănui nu-i pasă de mine, dar totuși, în caz dacă dau greș, wow, nu ne-i mai dat greș, sau, oare înțelegeți ce spun eu aici? Sper că înțelegeți ce spun eu aici, deoarece dacă n-ați înțelege, aș fi foarte derutat oarecum. Ok, hai să vă explic. Toată chestia asta cu YouTube a devenit cam grea. Nu spun că mă las sau ceva de genul ăsta, nu spun că nu-mi place, o ador, dar nu că e grea, dar pur și simplu am crezut, până acum am negat că tot îmi spunea cineva, frate, n-ai să poți să-i mulțumești pe toți, iar eu tot nu credeam, adică spuneam, frate, o să-i mulțumesc pe toți, o să fac în așa fel încât toată lumea să fie fericită. Dar mi-am dat seama că nu e așa, mi-am dat seama că indiferent ce aș face, indiferent cât m-aș strădui, tot nu o să pot să-i mulțumesc pe toți, tot o să existe cineva care o să își bage ceva în gura mea de fiecare dată când greșesc sau când nu, sau pur și simplu când nu fac nimic. Și tot o să existe hateri. Nu neapărat hateri, pur și simplu persoane care nu mă agrează. Asta e acum. Dar la un moment dat chiar credeam că pot să-i mulțumesc pe toți și că treaba poate să fie ok, înțelegeți? Chiar credeam chestia asta. Dar acum nu știu ce să zic, nu cred că pot să-i mulțumesc pe toți. Dar, what the fuck, e o muscă, mai sunt muște pe vremea asta, ador la ea, toate muștele, toate gângăniile, frate, toate gângăniile mor. Și asta, de fapt nu mor, unele hibernează, habar, hibernează, wow, nici nu știu ce zic aici, nu mă băgați în seamă, dar am simțit nevoia să spun chestia asta, că nu o să pot să vă mulțumesc pe toți. Sau cel puțin pe unii, deoarece mare parte dintre voi, chiar dacă este perioada asta cu microfonul ăsta care nu e chiar atât de bun, ați rămas alături de mine. Și vă mulțumesc totodată pentru chestia asta. Pentru cei care ați rămas aici, unii pur și simplu știu că sunt unii oameni care sunt abonați la tine numai să-ți dea dislike. What the fuck? Adică pur și simplu îți faci rău singur, gen te stresezi sau alte chestii de astea. Nu știu, e o porcărie părerea mea. Dar, fiecare cu ce doare. Asta e. Ok, uite, stai că am găsit niște redstone aici și am să-l iau deoarece în curând am să pregătesc ceva cu redstone și sper să vă placă. Dar, până atunci am să iau, uite că nu mi-am făcut o lopată. Bravo, Nonei, nu ți-ai făcut o lopată. Ai de capul și de zilele mele. Aoleu, luni este cea mai urâtă zi, nu-i așa? Luni este cea mai urâtă zi din săptămână. Deși nu e chiar atât de rea, relativ. Ce mai avem aici? Mai avem niște redstone. Am să iau tot. Pentru că redstone-ul îmi dă, îmi dă level. Și level-ul îmi dă enchanturi. Și cu enchanturi pot să fac o armură super, super tare. Cu care să ne aventurăm noaptea să ne batem cu... Aoleu, pardon, să ne batem cu Enderman, să facem roze perle, să ne ducem în End. Și să batem nenorocitul ăla de dragon pe care habar n-am cum am de gând să fac chestia asta. Doar să mă, trebuie să mă pun într-o zi să caut ăla din Nether. Dar trebuie să-mi fac un arc. Asta e problema. Ei, toate se leagă între ele și dacă ajung prin Nether,
Poate găsesc fortăreața și dacă găsesc fortăreața, o să pot să-mi... mai stereți sunt pe aici, ok. Dacă găsesc fortăreața, o să pot să găsesc de aia, zis gale, cum le zicem, blaze-uri sau nu știu cum naiba le zice. Le zice. Blaze-uri. Știu că blaze-urile sunt chestiile alea. Ei, în fine, o să facem rost de blaze-uri, iar cu blaze-urile o să facem poțiuni. Dar ne trebuie și nici pentru poțiuni, asta e partea a doua. Și poate cu niște poțiuni să facem față în end, acolo și la Nether. Na. De-abia aștept, în curând o să scap și eu de acest microfon și o să-mi iau unul profesional. Deja mi-am luat o altă minunăție. Mai lipsește microfonul și după aia totul o să fie super perfect și o să mă auziți la calitate de studio, mă nene, mă. Și atunci o să pot să... Normal aș face acum, dar n-am microfonul bun, dar am o serie pe care sunt 100 în 100, 101% din 100, sigur că o să vă placă enorm. Am o serie, vai, deci sunt convins că o să vă placă și de-abia aștept să o fac și eu. Nelu, ce am găsit noi aici? Am găsit niște diamante. Uite că e bine, bă, nene, bă, e bine. Uite că îmi purtați noroc așa cât mai vorbim, cât un alta. Ce vin aici, 4 diamante, 5, perfect, și niște iron, și niște iron, perfect, perfect, perfect. Aveam cumva ceva cu fortune, dar nu cred că aveam nimic cu fortune. Uite că am găsit și niște lapis pe aici, o să luăm și pe el. Mamă, și seria asta de care vă zic, sunt convins că o să vă placă și de-abia aștept să o fac, deci îmi stă atâta, mă abțin să nu o fac, dar aștept să-mi iau acel microfon ca să pot să fie totul ok, înțelegeți? Să fie totul ok. Ok. Bun, mă, nene, mă. Hai, acum să fac eu chestia asta. Uite, am și uitat ce mai vreau să zic. Am și uitat ce mai vreau să zic. Deci, uitați-vă la mine. Atâtea am pe cap. Nu știu, e o perioadă mai aglomerată, dar nu știu... Mereu e aglomerat, înțelegeți? Nu știu dacă e vreodată când, băi, Noname nu are ceva de făcut. Cam mereu am câte ceva așa de făcut, mai important, mai nu, dar m-am cam lăsat pe ureche, așa, cu YouTube-ul, cu un altă. Am cam neglijat chestia asta și nu spun, adică nu zic ca și cum ar fi ceva super serios ce fac eu cu YouTube-ul, dar îmi place totul să fie ok, înțelegeți? Totul să fie la locul lui, videoclipuri, chestii și... Na, acum, de când cu microfonul ăsta, de când cu pauza aia, lumea a mai plecat, suportul a mai scăzut, mulți dintre voi ați rămas alături, ceea ce m-a bucurat foarte, foarte mult că n-am văzut chestia asta, dar trebuie să mă pun la loc pe muncă, m-am gândit să fac un canal nou, dar ce naiba, mă, ce naiba, am vorbit și cu Sky și cu ăștia și cu Pei și cu... Am ajuns la canalul ăsta, m-am chinuit de la zero, deoarece eu n-am avut prieteni cu mii de subscriberi care să mă ajute din prima. Și am început de la zero, de la zero, deci când am intrat gol-goluț în lumea online-ului și a durat extrem, extrem de mult să pot să mă acomodez, să-mi fac prieteni, să una alta. Și acum să dau cu piciorul, păi pur și simplu canalul ăsta a asistat la evoluția mea în YouTube, deci ăsta e primul și singurul canal de YouTube pe care mi l-am făcut, bineînțeles pe care sunt activ sau, înțelegeți? Ăsta este singurul canal, deci eu alt canal n-am mai avut. Și na, oricum mă gândesc să fac ceva secundar pe care să postez, nu știu, videoclipuri sau, bineînțeles că o să postez videoclipuri, dar mă gândesc, sunt atâtea de făcut. Am făcut 5 diamante. Și avem și level 20, nu mai putem găsi niște redstone, ceva să facem și noi level 30, să băgăm un enchant ștecher pe ceva. Nici nu știu, uite niște iron, am să iau și ironul ăsta deoarece ironul s-a cam dus pe râpă și trebuie să facem rost de iron la loc. Ok, câte am? Am 16 bucăți de iron, 17 cu asta, e bine, măcar ne-am recuperat ironul cheltuit pe târnăcoapele astea. Mai facem și niște piatră, e bine, n-am ce să zic, mi-a plăcut minatul din această tură. Ascult o melodie, stai să vă zic și ce melodie ca să nu aud după aia că bănuiești ce melodie asculti. E West Coast,
de Lara Del Rey sau ceva de genul ăsta. Și e super tare, este așa un fel de remix, e super super tare, vă spun. Și n-am aici un playlist așa foarte frumos pe care mai ascult eu, așa, dar nu prea ascult un videoclipuri deoarece mie că să-mi iau eu odată și odată copyright și da, ok, am făcut și level 30, uite-mă cum se îmbină toate, mă. Uite-mă cum se îmbină toate, mă. Stai să-mi pun din nou chestia asta care înregistrează, uite așa. Bun. Hai să mă duc să văd, nu știu, de aș face un pickaxe, oare ce enchant mi-ar pica? Sunt curios, sunt curios. Ok. Unde naiba? Ies de aici. Ok, pe aici, pe aici, pe aici. Bun. Ar trebui să fac un lift, nu știu, mă gândeam să fac un lift cu apă, tot așa, să fie ceva super, super tare, dar am să cam renunț la gândul ăsta de o grămadă de construcții și chestii și am să fiu puțin mai practic, adică mai puțin construcții, mai multe enchanturi și iteme și chestii șmechere, înțelegeți ce zic? Poate și niște explorat. Ok, uite așa, pac, pac, ok, hai să ne urcăm. Oricum am construit destul de multe chestii, mai multe decât m-aș fi așteptat, am venit și niște ferme super, super tari. Bun. Hai să văd, stai că am aici, uite că am și lapis lazuli, am și un pickaxe. Ce mi-i dai eficiență? 4. De aș face un pickaxe, nu mi-ar conveni, sincer să fiu. O eficiență 4 nu mi-ar conveni deloc, deoarece aș dori ceva unbreaking și eficiență, poate. Un unbreaking 3 și eficiență 4, wow. Asta ar fi interesant. Și avem 9 diamante. Nici nu știu ce să fac. Aș putea să mai minez, să-mi fac o armură de diamant. O armură de diamant chiar mi-ar trebui acolo, așa, unde mă duc eu. Nu știu. Habar n-am ce am să fac. Ce am să fac, ce am să fac. Ok, dă să mai fac, uite așa. Uite așa. Pac. Pac, 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 de să mai fac și niște blocuri de astea, îmi place totul să fie așa, în ordine. Ok, pac, pac, dă-mi, mai am niște aerul pe aici, pus pe undeva? Ok, mai am niște mâncărică, în schimb. E bine, e bine, mâncărica e bună. Bun, aeronul ăla. Bun, lume, cam atât și cu acest episod, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, deoarece mă ajutați, mă susține. Și da, lume, eu am fost NoName. Ce șmecher arată astea. Bye bye!